Bine v-am regăsit la un nou video. Ce vedeți pe ecran acum este lista mea de dorințe, să spun așa, de viitoare cumpărături. Am intitulat eu clipul Scrisoare către Moș Crăciun. Ce altceva aș putea să-i ceriu moșului în afară de scule, unelte și accesorii? Haideți să vă arăt așa. Am făcut o listă în HTML. Am împărțit-o în mai multe tabele și pe categorii. O să vedeți imediat cum arată toată lista mea. În partea din stânga am pus imaginile produselor care m-ar interesa. E un pic neactualizată lista pentru că multe le-am deja. Altele le-am lăsat aici în listă ca să știu de unde le-am luat și eventual dacă mai mă interesează vreodată. Pe urmă, deci avem aici imagine produs, denumirea produsului. Deci cum se cheamă fiecare unealtă în parte. În a treia coloană am trecut magazinele online cu link de unde pot să intru să le văd sau să le cumpăr. Și în ultima coloană, a patra, sunt trecute prețurile. Prețuri care la fel sunt unele neactualizate, lista este făcută un pic mai de mult, între timp prețurile s-au mai schimbat, dar nu are nicio relevanță chestia asta. Hai să vedem așa. Uite, asta este o mașină pe care într-o vreme mi-am dorit-o. Este de foarte mult timp în lista mea. Era un preț bun aici pe Shop Expert la 13.500.000. Acum văd că este la un preț mai bun, 12.700.000 aproape. Un pic diferită față de ce am eu în listă. Aici este pachetul cu acumulatori Procore de 4 amperi. O variantă mult mai bună asta față de ce mi-am trecut eu în listă. Eu aveam cu acumulatorii cei vechi, aia normali. Asta este un GSB 18VEEC, o mașină de care, sincer să vă spun, eu m-am îndrăgostit foarte tare. Bine, punem între ghilimele că înțelegeți voi la ce mă refer. Îmi place foarte mult cum arată. De când am văzut-o prima dată, zic că asta o să fie mașina pe care o să o am. Nu am putut să o cumpăr, era foarte scumpă la vremea respectivă. Să vedem dacă prețul mai este valabil. Pe Shop Expert era 17 milioane când am făcut eu lista. Acum ar fi la 13 milioane 700. Din nou un pachet mult mai bun. Văd că ăștia au actualizat toate pachetele. La majoritate au băgat acumulatorii ăștia noi de la Procore de 4 A, mult mai buni. Și în imaginea asta este varianta fără percuție. Însă nici nu mi-aș mai dori acum varianta cu percuție, sincer să fiu, după experiența pe care am avut-o cu autofiletanta de la Makita. Deci asta am renunțat la ea atunci pentru că nu mi-am permis-o. Am trecut la DHP 484, este cea pe care am achiziționat-o și pe care o folosesc în mod curent. A fost luată de aici, de la Tool Store. Era la prețul de 11 milioane, aproape 12 milioane, acum se află la prețul de 16 milioane, aproape, vedeți și voi. Deci eu am prins un preț foarte bun la această mașină, nu-mi pare rău că am luat-o, deși acum mi-aș dori varianta DDF, varianta fără percuție, este un pic mai compactă. Asta de aici, am trecut-o și pe asta în listă și acum vedeți este un pic mai compactă pentru că lipsește acel inel de selecție percuție găurire în metal și în lemn și în șurubare, pardon. Și poate pe viitor o să o schimb pe asta cu asta, dar să vedem. Ia să vedem asta la ce preț este la ora actuală. Era la 485 când am adăugat-o eu în listă. Acum este da, la prețul de 440 de lei pe Hardlife Construct. Deci, preț chiar mai bun față de atunci când am adăugat-o eu în listă. Varianta solo, bineînțeles, fără acumulatori. Aici au greșit imaginea, asta e altceva. Nu este DDF 44, ori au greșit, ori nu știu ce se petrece aici. Undeva este o greșeală. Ori vând mașina asta și au greșit titlul, ori au greșit titlul și ori au greșit poza și titlul este corect. Probabil că o să-i întreb eu zilele astea să văd care e problema. Hai să revenim un pic la listă, că se lungește foarte mult clipul și nu vreau să mă plictisesc. Am mai băgat în listă varianta asta
este DDF481. Am zis că în cazul în care să știu unde o găsesc, eventual dacă mă interesează ceva informații despre ea, să intru foarte repede să văd. Ia să vedem, la ora actuală prețul este de 670 de lei, a rămas prețul pe care l-am trecut eu aici când am făcut lista. Și mai sunt aici două mașini de înșurubat cu impact. Asta este mașina pe care o are și Alex și Pagu de pe grupul pasionaților de unelte. Am făcut și eu un clip cu asta versus cea pe care o am eu de DF152. Uite, aici am rămas cu titlul greșit, din păcate. Asta e 170, dacă nu mă înșel eu. Îmi place foarte mult și această mașină cum arată, o să trebuiască să modific aici titlul. Deci asta este mașina de TD154, cea cu care am făcut atunci video. Mai jos avem secțiunea de rotopercutoare. Sincer să fiu, aici nici n-ar mai fi trebuit să țin această categorie. Eu deja rotopercutorul l-am achiziționat de mult. Trecusem eu aici un GBH226 DFR, îl găsisem la un preț foarte bun de 590 de lei pe evostore.ro. Văd că acum nu mai este produsul, nu a fost găsit, era la prețul de 590 de lei, mi se pare că nu avea valiză, poza pe care am pus-o eu e așa de design aici. Și pe urmă avem două rotopercutoare de la Makita care funcționează cu acumulatorii ăștia din gama LXT. Ăsta, dacă nu mă înșel, are undeva la 2 juli, ăsta are 1,2 juli. Ăsta m-ar interesa foarte mult, probabil că în viitorul apropiat o să și cumpăr acest rotopercutor. Îmi place foarte mult că este foarte compact, este mic, eu am pus mâna pe el în Dedeman. Bine, nu era varianta de 18V, era varianta de 12V, dar sunt asemănătoare amândouă. Îmi place foarte mult ăsta pentru găuri ușoare, dibluri în special, prin pereți. Nu pot să spargi cu ea, nici nu are selecția pentru spart, are numai găurire normală și găurire cu percuție. Este exact ce mă interesează pe mine la prețul de 549. Pe urmă avem categoria drujbe. Asta de aici prima este tot de la Makita cu acumulator de 18V. Nu pot să vă spun că mă interesează foarte tare, dar în cazul în care, nu știu, mă trezesc într-un an că vreau să schimb drujba pe benzină cu una pe acumulator, eu mi-am trecut-o aici în listă să știu de ea, să știu cum se numește și unde aș putea să o găsesc. Aici mai este o drujbiță tot de la Makita cu benzină din asta tip top handle, pentru curățat pomi, pentru diferite lucrări mici. Era pe links.ro la 11.600.000, foarte mult, n-aș da atâția bani pe o drujbă de asta niciodată. Poate doar dacă n-aș avea ce să fac cu banii, dar nu știu, cred că nici atunci. Am mai băgat o drujbă Hect aici, am zis că dacă vreodată o să-mi trebuiască o drujbă mai puternică față de aia pe care o am eu de la Makita, poate m-aș și îndrepta spre ceva de la Hect. Eu mai am niște utilaje de la ei și sunt foarte mulțumit. Nu am avut ce să le reproșez celor de la Hect. E o marcă din Cehia, din câte știu. Dar probabil că sunt fabricate tot prin China, deci nu asta m-ar interesa. La Nordex era la 560, o drujbă cu vreo 3 cai putere și ceva, cred. Nu mai mi-aduc aminte. Și am mai trecut și varianta asta, Husqvarna 120 Mark II. Mai mă întreabă diferiți prieteni ce drujbă să le recomand la un buget de, și atunci mi-am trecut-o ca să știu, uite, luați, puteți să luați această Husqvarna, era la 6, aproape 700, să vedem acum dacă s-a mai modificat ceva la preț, nu, e 650, chiar mai ieftină, Husqvarna 120 Mark II. Asta îmi place și mie, sincer, drujba, dacă ar fi să mai cumpăr astăzi drujba, probabil că nu aș mai cumpăra-o pe cea de la Makita, aș lua o pastă de la Husqvarna. Prea multe probleme mi-a făcut mie aia mică de la Makita și m-aș fi îndreptat spre ceva de la Husqvarna. Dar acum fapt e consumat. Avem aici secțiunea de compresoare. Eu am compresor, nu-mi trebuie compresor, dar mi-am trecut să fie. Am zis că în cazul în care, nu știu, vreau să-mi cumpăr alt compresor, am băgat varianta asta de la Stanley pentru că îmi place cum arată, cum arată el așa. Are 4 picioare din cauciuc aici, așa cum vedeți și voi. Și poate fi poziționat foarte ușor. Eu momentan pe al meu ăla de umăr îl folosesc pe un scaun.
pentru că atunci când nu-l port pe umăr trebuie să stea culcat și nu o să stau să-l pun prin pământ sau prin beton, l-am așezat pe un scaun și mă încurcă, e tot ca și cum aș avea genul ăsta pe roți. Am avut înainte un compresor de genul ăsta cu butelie de 20 de litri, nu mai știu de la ce marcă era. Și l-am vândut pentru că îmi doream ceva mai ușor, tocmai de asta am cumpărat Stanley-ul acela cu curea, dar dacă ar fi să-l schimb, probabil că m-aș îndrepta spre ceva de genul ăsta. Mai îmi place și modelul ăsta de la Michelin sau Michelin, sau că nu am înțeles nici până acum exact cum îi zice, sau Michelin, nu știu cum îi spune, înțelegeți voi despre ce e vorba. Tot așa stă în poziția asta verticală, are mânerul ăsta de aici deasupra, pare foarte ușor de transportat și comod. Eu vreau ceva mic, simplu, pentru curățat unelte în special. Era la 565. Astea le-am trecut să fie în listă, îmi place și chestia asta. În cazul în care vreodată o să revin la un compresor cu butelie, probabil că o să iau ceva de genul ăsta. Sunt niște prețuri bune, era la EMAG la 610 lei. Dacă 650 acum, presiunea e un pic mică, de fapt volumul de aer debitat e un pic mic, 170 de refulat, mă iertați, 170 de litri pe minut făcut în Italia, dar probabil că mi-ar prinde bine, adică nu cred că mi-ar trebui ceva mai mult pentru ceva vopsit aici colo, nu fac vopsiturie în mod profesional. Grupa de polizoare unghiulare mici l-am trecut pe ăsta de la Hitachi aici pentru că mi-a plăcut foarte mult, l-am văzut în Dedeman. Este un polizor robust, puternic, arată foarte bine. În cazul în care mi se strică al meu cel de la Bosch și nu mai vreau să merg tot cu Bosch, și dacă îl mai găsesc pe ăsta o să-l iau pe ăsta de la Hitachi. Sau am mai văzut eu o versiune, am uitat să-l trec aici în listă, brushless, tot de la Hitachi. Iar un mâner, de fapt un corp lung așa și foarte ergonomic, ușor de prins și de stăpânit, era la 330 pe Expo Tehnica. Ăsta a rămas în listă, eu l-am avut și pe ăsta, l-am vândut ulterior, m-am gândit că nu am ce să fac cu atâtea polizoare, deci nu mai am, dar a rămas pentru că nu am mai văzut prin România varianta cu tot cu geantă, cum arată acolo în poza asta mică, și am zis că dacă mă interesează vreodată și vrea cineva să-i recomand, să știu de unde să-l iau și unde să-l trimit, era la ZipTool. Aici avem versiunea asta cu acumulator DGA506. Eu am deja un polizor unghiular de la Makita cu acumulator DGA, nu mai știu acum cum se cheamă, acela cu cărbuni. Am făcut și un clip cu el pe YouTube, în dreapta sus a ecranului o să vă apară un link, intrați acolo și îl vedeți. 452, acum i-am adus aminte. Am zis că vreodată dacă vreau să trec pe brushless, asta m-ar interesa, DGA 506, la ora actuală e 620 de lei pe Sculei Prime. Ăsta este un șlefuitor orbital, nu prea avea ce să caute în categoria polizoare, ba dacă am trecut aici și șlefuitoare. Nu-mi trebuie, la fel nu-mi trebuie, dar dacă o să-mi trebuiască vreodată, mai mult ca sigur nu o să mă arunc la ceva foarte profesional și care costă o gălăgie de bani, pentru că nu cred că o să-l folosesc foarte des și atunci nu și-ar justifica, să zicem, banii. Dacă îmi trebuie, o să iau ceva de genul ăsta, un Bosch verde, foarte ieftin, 300 de lei pe acolo se învârte. Categoria polizoare unghiulare mari. Am deja polizor unghiular mare, Bosch GVC20-230GH, sper să nu greșesc denumirea, însă aici am trecut în lista asta, l-am avut și pe ăsta de la Hitachi, G23ST, mi-a plăcut foarte mult cum arată, dacă aș fi avut foarte mulți bani, aș fi cumpărat unul de ăsta, numai să-l țin expus în atelier, vă spun sincer. Nu mi-a plăcut la el faptul că are pornirea bruscă, deci, sau mai bine spus, nu are pornire lină, altfel nu aș fi avut niciun motiv să-l vând. Mi-a plăcut foarte mult cum arată acest polizor și cum merge. Era la Expo Tehnica la 365 de lei, dar prețul acum nu mai corespunde, era o ofertă. Acum este 455 și l-au rebranduit în Hikoki. Ce nu-mi place la sculele rebranduite Hikoki, ați văzut că la Hitachi marca era reliefată pe corp,
Aici, în schimb, au scos marca reliefată și au introdus o etichetă, un scotch, practic, și nu mai îmi place chestia asta. Poate că la sculele și cochii noi, acolo au revenit la logo-ul reliefat, dar la astea rebranduite l-au înlocuit cu un scotch și nu mai îmi place chestia asta. Mai am aici în listă un polizor de banc cu piatră și cu bandă de șmirghel. Dacă îmi trebuie și dacă vreau să o vreodată, probabil că nu o să am nevoie de cine știe ce, și atunci am găsit Einhell-ul ăsta la Hornbach la prețul de 230 de lei. Foarte ok, nu cred că mi-ar trebui mai mult. Fierăstrăi electrice Sabie. Dacă vreau să-mi cumpăr un fierăstrău electric Sabie, de tip Sabie, pe acumulatorii, cel mai probabil o să merg pe varianta asta de la Makita. DJR 187, era la pe compar.ro, prețul era cel mai mic de 695 de lei. În cazul în care îmi trebuie ceva de mână foarte mic, probabil că acesta, deși sincer să spun nu-mi place deloc, este, mi se pare foarte urât, dar dacă îmi va trebui vreodată, o să merg, nevoit fiind că am deja acumulatorii și stația, o să merg pe acest model. Asta este varianta cu fir. Destul de interesant și ăsta, și ar mai fi fost o variantă acesta pe care l-ați văzut și la David de la Technic Tools, s-a făcut un clip cu el, este de BDCR 18M1, era la Dedeman la 487 de lei într-un timp. După urmă avem fierăstraie pendulare. Într-o vreme mă gândeam să-l cumpăr pe ăsta, GST 800E. Mi se pare destul de mare, solid, probabil că ar face față la lucrări destul de grele. Rămâne încă o variantă pentru mine, în cazul în care îmi trebuie ceva mai serios, destul de ieftin, 351 de lei, dar nici nu are cine știe ce funcții. Ăsta ar fi vârful de gamă, în cazul în care, nu știu, vreodată mă axez foarte serios pe tâmpărie sau ceva. Ăsta este pendularul pe care îl voi cumpăra, are și un preț pe măsură. Astea două trebuie să le scot din listă, ăsta l-am deja, Makita ăsta, am făcut un clip cu el, în dreapta sus aveți link dacă vreți să-l vedeți și să vedeți și clipul. Varianta brushless, care nu mi-a plăcut ca format, în rest arată binișor. Și mai aveam încă două variante aici de la Black & Decker. Le-am trecut în ideea că am zis că dacă mă hotărăsc să-l cumpăr pe ăsta Sabie, aș putea să iau și ceva de genul ăsta, acumulatorii se potrivesc. Este un BD, în fine, au niște titluri foarte lungi, niște denumiri foarte lungi ăștia de la Black & Decker. Cam așa arată, 2-3 trepte de viteză, acumulatorul de 18V. L-am văzut prin niște clipuri, mi s-a părut un pic cam de jucărie, așa am zis că n-ar avea rost să cheltui banii pe el. Aici mai era în varianta combi, cu set, cu această autofiletantă, în fine am renunțat la idee, până la urmă am mers pe acest Makita de aici. Aparate de sudură, am deja aparat de sudură, l-am trecut și pe ăsta în listă, mi-a plăcut așa cum arată, nu m-am interesat foarte mult despre el. Rindele electrice, asta este varianta de la Makita cu acumulatorul de 18V. Dacă o să întrebuiască, pe varianta asta o să merg, dacă nu, în cazul în care vreau să rămân pe fir, o să fie ori ăsta de aici, KP0800, ori de la Bosch, acest model, GHO2682. Categoria întreținere grădină, probabil că anul viitor o să-mi cumpăr și eu o motocoasă și mi-am trecut aici câteva modele. Asta este modelul pe care l-are și Bobby Bob. Acum nu știu, să vedem, unii sunt mulțumiți, alții nu de această motocoasă. Nu este foarte scumpă, e destul de accesibil la preț. Ar mai fi varianta asta de la Stihl, dar e destul de slăbuță. Varianta cu acumulatori, dacă vreau să rămân tot pe LXT, dar trebuie să mai mă documentez puțin, pentru că nu știu exact dacă face față la o iarbă mai groasă, mai înaltă. Mai este varianta Ruris DAC 301 de aici din listă,
era 424, ia, chiar sunt curios să văd cât ar mai costa acum, 405 lei. Ofertă foarte bună la Rurisoc DAC 310, 405 lei pe TechnoSmart. Deci, cred că acum ar fi fost o ocazie foarte bună să fi luat această motocoasă. Scarificatorul ăsta l-am cumpărat deja anul trecut, a rămas în listă, tot așa, cu ideea de a vedea de unde l-am luat și în cazul în care îmi trebuie vreo piesă sau ceva, să știu magazinul, să intru direct. Pentru anul viitor mi-aș dori ceva de genul ăsta, o mașină de tuns iarba cu acumulatori, să nu mai mă încurc în firul ăla. Nu știu exact cât este de puternică, m-am uitat la niște clipuri pe YouTube și pare destul de puternică, așa, în iarbă înaltă. Deci asta ar fi varianta care m-ar interesa pentru anul viitor. Era la 938 de lei când am făcut lista, acum e 959, deci nu e diferență foarte mare, sper numai să nu se mai scumpească până când mă decid eu. Ruris așa pe benzină, deși eu nu prea sunt eu cu astea pe benzină, nu știu cum să fac să scap de tot ce apă benzină. Niște suflante, asta DUB361Z. DUB362, ăsta ar fi modelul care îmi place mie cel mai mult, știu că l-are și Alex, dacă nu mă înșel. Era la 533, da, sufli frunzele prin grădină. O variantă pe benzină, Hitachi, asta era la Dedeman. Și aici mai sunt alte chestii, ăsta vreau să-l cumpăr pentru aerat gazonul, ăsta este un spray cu gaz pentru ars buruieni și așa mai departe. Alte unelte și accesori, aici am câteva truse pe care mi le-am trecut eu, multe trebuie să le scot pentru că nu mai am nevoie, mi-am cam luat ce trebuie, tubulare și așa mai departe, Mannesmann, aici șurubelnițe cam am. Asta probabil că m-ar interesa, setul ăsta de șurubelnițe izolate de la Mannesmann, se vinde pe casă ideea, și diferite unelte, să spun așa, care m-ar interesa probabil în viitor. Un pistol de vopsit Bosch PST-3000, aici sunt acumulatorii ăștia de la Makita, câteva magazine unde pot să le găsesc când vreau să mai cumpăr acumulatori, o stație cu port dublu, pistol pentru pumnituri, două seturi de carote de la Makita și Bosch, o să văd în cazul în care îmi trebuie de unde iau. Un cărucior pentru atelier foarte util de la Yato, unde poți să ai aproape uneltele când ai nevoie, diferite accesorii pentru drujbă, am luat un set din ăsta de freze de la Hitachi, ăsta nu mai trebuie, dar l-am ținut așa în listă pentru că mi se pare simpatic, o casetă cu niște spirale de-astea pentru lemn de la Bosch, între 10 și 20. Aici mai sunt niște chei tubulare de impact, Hitachi, ce mai aici, Yato, Bosch, dacă îmi trebuie să-mi cumpăr tubulare pentru impact. O menghină în colț, destul de ieftină asta, 40 de lei, pentru tâmplar, pentru cine are nevoie, de la Stanley, destul de bune. Un set de șurubelnițe, chiar din asta cu raporturi pentru găsit de unghiuri. Uite, de exemplu, ăsta trebuie să-l scot din listă pentru că ăsta funcționează cu acumulatorii de 12V și eu nu am. Eventual mă îndrept spre așa ceva, un radio de genul ăsta. Era 376 de lei pe atelierul tău. Asta este un șablon pentru conturi de la Wolfcraft. Alte accesorii pentru drujbă, rulete, lanternă. Asta nu mai îmi trebuie. Aici sunt niște seturi de biți pentru impact de la DeWalt, foarte probabil o să-mi cumpăr și eu un set din ăsta sau chiar două, pentru că vreau să-l am și pe ăsta cu cum le zice la biții ăștia, că am un lapsus acum, torxuri, da? Și aici mai sunt alte variante cu pH-uri, cu PZ-uri și așa mai departe. Și alte accesorii, alte unelte care le-am văzut și pe care le-am adăugat în listă ca să știu de ele atunci când îmi trebuie. Aici sunt niște genți care mi-ar mai trebui, de exemplu asta este geanta pentru, că la asta mă uitam mai devreme, nu, la alta, pentru polizorul unghiular cu acumulatori, asta ar merge la
fierăstrăul pendular, asta la DTD-152, mașina de gori cu impact, de înșurubat, un fișet, l-am văzut odată pe EMAG și mă gândeam că dacă vreau să-mi cumpăr un fișet pentru scule de acolo, aș putea să iau niște organizatoare din astea pentru piese mici. Da, am ajuns la echipamente și protecția muncii. Cam ce mi-ar trebui, eu salopetă mi-am luat, niște ochelari pe aici, Bosch, mănuși, Bosch, Makita, Milwaukee. Astea, sincer să vă spun, le-aș lua mai mult așa pentru colecție, nu e că m-aș apuca să folosesc acum fiecare marcă în parte. De la Gardena, Stanley, o cască de protecție forestieră, așa mai mult pentru figuri, sincer să vă spun, niște veste de lucru, Makita, o variantă mai simplă, geci, ceva accesorii vestimentare, căști antifonate, antifoane, și ultima listă de din ultima categorie, ceva unelte de la Gardena, coadă și eventual formă să mai îmi cumpăr eu niște accesorii din astea, foarfeci și așa mai departe. Deci cam așa arată lista mea de scule și unelte pe care mi le-aș dori. Nu zic că o să-mi iau tot ce aici, mi-am trecut să știu unde le găsesc și de unde să le cumpăr și să urmăresc ofertele mai mult. Da, am ajuns la minutul 27, mi arată mie aici pe reportofon, sper să nu iasă chiar atât de lung linkul, clipul. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat la acest video, cam așa arată lista mea, nu știu cum vă organizați voi. Aștept comentariile voastre în secțiunea de comentarii, dacă ați avut răbdarea să vă uitați până la acest minut. O să ne reauzim la următorul video, până atunci eu vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!